Temperaturile crescute din ultima vreme nu i-au îndepărtat pe amatorii sporturilor de iarnă de pe pârtia de schi din județul Vâlcea. Sute de turiști au asaltat domeniul schiabil transalpin a Ski Resort încă de joi, profitând de condițiile excelente pentru distracție. În timp ce pe alte pârtii din țară zăpada începe să se topească, la obârșia lotului stratul depășește 50 de centimetri. Am venit să ne distrăm de la Constanța. Ați lăsat Marea cea Mare, Marea Neagră și ați venit la Marea Albă? Sigur că da. Cum e muntele față de mare? E destul de ok. Ne așteptam la mai mult. La mai mult soare, la mai mulți oameni? La mai mulți oameni, la mai multă zăpadă. Aveți puntică răbdare, că e doar mijlocul, nici la început bine ziua să primească schiori. Dar ați mai fost prin alte locuri, nu? Da, sigur că da. Dacă e să facem să faceți o comparație? Aici este cel mai frumos. Peisajul este superb. De unde veniți? Timișoara. Timișoara, nu, din Banat. Da, da. Și aici Banatul e Fruncea? Totdeauna. E prima ieșire în zona asta? Prima. Doamna, am mai fost. Și prima impresie? Contează. Excelentă. Excelentă. Doamna? Tot Timișoara. Și prima dată. Este splendid. Din păcate, infrastructura lasă de dorit, nu sunt locuri de cazare, restaurante. Am venit cu serviciu în buzunar, nu e în ordine. Dar pârtea este minunată și le mulțumim celor care au făcut-o. E departe de Timișoara, dar timpul este acceptabil. În 4 ore suntem aici, ne punem pe schiuri și schiem. Tinerețe fără bătrânețe, aici lângă Ramona Fodor, la Transalpina Ski Resort. O primă întrebare, Ramona, după bun găsit, bun vinul, bun ceaiul. Aș vrea să te întreb, s-au pierdut cheile de la porțile Raiului? Da, și le-am găsit noi. Le-am găsit noi aici. Lipsește Sfântul Petru, eu știu, nu, întrebări din astea, acum ați ajuns în Rai? Eu ajung așa, de... Miercurea de obicei ajung în Rai și plec din Rai duminica. Nu izgonită din Rai. Nu izgonită, din păcate mai trebuie să ajung și în alte părți. Dar cu mare drag revin miercuri sau joi, depinde, și sunt fericită când ajung aici și mă așteaptă, uite o vreme ca asta. Ce ți-ai putea dori mai mult? Eu zic că odată ce ai venit aici, ești cucerit definitiv. Nu cred că nu te poți virusa iremediabil în acest loc, de acest loc. Domeniul schiabil Ski Resort Transalpina este format din 7 pârti omologate, cumulând 9 km întinse pe o suprafață de peste 300 de hectare. Cea mai înaltă altitudine a unei cote de plecare se află la 1974 de metri, iar cea mai joasă se află la stația de îmbarcare Telegondola, cota susire pârtia Transalpina 1, 1320 de metri.